În ziua de 21 iunie, la PTF Sire s-a prezentat pentru a ieși din țară, călătorind cu un microbus marca Volkswagen, cetățeanca română B. Angela, în vârstă de 23 de ani, domiciliată în localitatea Sire, județul Suceava. La controlul efectuat de către polițiștii de frontieră, numita B. Angela a prezentat documentele personale de identitate, precum și cele ale microbuzului, însă nu a putut prezenta permisul de conducere, motivând faptul că nu îl are asupra ei. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră s-a constatat faptul că tânăra în vârstă de 23 de ani nu posedă permis de conducere. Numitei B. Angela i-au fost întocmite acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice din România a unui autoturist fără a poseda permis de conducere. Actele premergătoare au fost înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți pentru atribuirea numărului unic.